Constantin, în primul rând, la mulți ani. Pe 2 octombrie ai ajuns la vârsta de 31 de ani. Ce îți dorești de ziua ta? Îmi doresc să fac sport la nivelul ăsta, poate chiar și mai sus, încă câțiva ani de acum încolo. Cum ai ajuns să faci sport, mai ales sărituri? Tata e stilist adevărat. A făcut atletism o lungă perioadă din viața lui, până pe la vreo 45 de ani. Și eu, împreună cu surorile mele, am dus pe fiecare la atletism de la vârsta de 5 ani. Și ușor, ușor m-am mutat la not, de la not la sărituri în apă și așa am continuat cariera. În 2008 ai fost la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar un an mai târziu ai ocupat locul 8 la mondiale. Cu ce amintire ai rămas? O amintire plăcută, vă dați seama, dar și cu dorința de a participa din nou la un campionat mondial. Și asta mă motivează bine să merg mai departe. Știu că în 2011 te-ai lăsat de sport pentru a munci pe vase de croazieră. De ce ai făcut această alegere? Inițial, un agent mi-a scris pe Facebook, m-a întrebat dacă vreau să muncesc pe un vas de croazieră. Inițial am spus nu. Ulterior a venit cu niște oferte foarte, foarte bune. Am văzut că situația în România nu se schimbase deloc și am decis să încerc să văd ce îmi poate oferi un viitor pe vasul de croazieră. A fost foarte, foarte frumos. M-am plimbat în cele mai exotice țări. Mi-a oferit posibilitatea să ajung și la Cirque du Soleil în Las Vegas, unde foarte puțin din lumea asta doar visează. Și așa am făcut tranziția la high diving. Dacă nu făceam spectacolele astea, nici nu aveam habar de acest sport. Nu ajungeam unde am ajuns la vârsta de 31 de ani. Cum a fost perioada în care ai lucrat la Cirque du Soleil? A fost foarte, foarte interesant. O experiență care aș putea compara cu Olimpiada, de exemplu, în domeniul de artist. Ăla e cel mai înalt loc unde poți ajunge. În 2019 ai devenit primul român care a făcut un sezon complet în circuitul Red Bull Climb Diving. Am fost singurul român care a fost permanent, de altfel și la anul voi fi singur român. Este o dovadă a muncii mele și pasiunii pentru acest sport. De la ce înălțime ai sărit cel mai mult și care este viteza pe care o atingi? Să zic undeva în medie de 28 de metri și viteza la impactul cu apa ajunge la 90 de km la oră. La ce te gândești în momentul în care ești sus pe platformă? Mă gândesc la exact ce am de făcut, exact ce am repetat de sute de mii de ori și să execut săritura cât mai bine. Cât de importantă este pregătirea fizică pentru tine? Câte ore te antrenezi pe zi? Este foarte importantă. Mă antrenez, depinde de perioade. Câteodată am săptămâni în care fac 15 antrenamente pe săptămână. Ce pasiune, ce faci în timp? Mai nou am descoperit snowboarding. De ce nu, poate voi face o carieră și în alt sport. Vrei să treci la sportul de iarnă? Da. Ce te vezi făcând după ce te vei lăsa complet de sport? Când mă voi lăsa complet de sport, mi-aș dori să fiu antrenor. Care este cel mai mare vis al tău ca și sportiv? Aș vrea să merg la mai multe olimpiade din sporturi diferite.